Vă salut și bine v-am găsit din nou la un nou clip, un nou vlog pe canalul de YouTube în Diverse Vloguri. După cum se vede pe cameră, am o punte spate de Opel Corsa de mașina mea personală. Urmează în viitor apropiat să o schimb, să o înlocuiesc pe cea veche cu această punte recondiționată mai bună. Am schimbat această bucșă, deci bucșa s-a schimbată. Vă arăt cum a ieșit, cum a o să vă arăt și cu ce am băgat-o, acea bucșă. Am scos-o afară, în sistemul ăsta cum vă arăt cu mâna. Cam asta e bucșa nouă, a ieșit foarte bine, îmi place. Mai am încă o bucșă, care o să vă arăt cu ce am băgat-o, cu ce am scos-o. Asta, bucșa asta, o voi da afară, pentru că este îmbătrânită, este veche. Am aici un producător, pentru Bucșa care a luat-o nouă. Scrie că e fabricată în Turcia. Acum să-mi spuneți în rubrica de comentarii cât de bună este dacă ați cumpărat aceste bucșe. Made de Turkey scrie destul de clar acolo. Polcar, ceva genice te numire, nu știu exact. În fine, este o bucșă destul de calitativă la prima vedere. Le-am văzut și eu înainte. Asta e bucșa, vine într-o pungă. Urmează să o bag în locul acea veche. Bun. Buc asta trebuie să o dau afară. Cum o voi da? Am aici o țeavă, un spray W40, un ciocan și presa. Presa asta care vedeți, făcută de mine în regim propriu, acasă. Piulița și cu bara filetată sunt calite Rețineți. Pentru a nu strica filetul, pentru la forțare să nu se strice filetul. E o bară filetată mai groasă, nu știu de cât e exact mai exact, dar o bară filetată mai groasă care să vă intre pe acea bucșă. aibă mai groasă, încă nu este chiar strălucită foarte bine, am făcut-o și eu cum am făcut-o mai repede înainte. Că avem nevoie. Bun. Avem această bucată de țevă zincată de 5 cm, tăiată tot din țeava asta mai lungă. 5 cm are lățimea. Avem aici bucșa veche, roată. Cum vară cu degetul? O să dau cu spray W40 pentru a muia bucșa pe exterior, în interiorul ei, adică a muia cu acest spray W40 pentru a ușura ieșirea. Voi bate cu această țeavă din partea asta bucșa să iasă în interior cu ciocanul voi bate cu acea țeavă. Am dat cu V40 după cum se vede și cu acea țeavă zincată și cu ciocanul o să bat o să bat bucșa până iese de tot. E puțin mai greu la început până pleacă bucșa din loc, pentru că a fost zăcută, veche, a stat presată atâția ani în, înăuntru, în acest cadru metalic. w 40 vă ajută foarte mult la, la desprinderea ei, pentru că e un plastic în interior, pe exterior, adică mai fer la bușă. Pleacă puțin mai greu la început, dar după aceea va pleca ușor. Dacă aveți o țeavă mai mare, puțin în diametru, ca să vă vină fix pe, pe ciconferința bucșei, vă ajută foarte mult. Eu m-am chinuit puțin pentru că am avut țeava un pic mai mică în diametru, dar m-am descurcat cu această bucată de țeavă. Să aveți tot așa de grosime mai mare să nu se turtească mult în marginea ei. o să revin imediat să vă arăt că cam cât cum a plecat bucșa și cum, cum iese pentru că o pleacă puțin mai greu la început cam așa e și bucșa mai are foarte puțin și iese de tot e puțin la început până pleacă din loc din acel metal trebuie să aveți un ciocan bun și o țeavă bună uitați cum s-a făcut a mea în, în margine s-a turtit. să aveți o țeavă tot așa bună mai groasă în carne și sunt pe final, iese afară. Gata, a ieșit. Asta e bucșa, cea veche, cum v-am spus are membranele de plastic în interiorul, adică exteriorul care intră în, în cadrul metalic. Bucșa asta la jumate ruginește cu timpul, intră apa și o și intră apa pe acel cauciuc și nu mai este bună, este îmbătrânită, cu timpul o să pleznească și acel cauciuc, pleznește cu timpul. Din această cauză vreau să le schimb, să fiu mai sigur, să nu am probleme. O dăm deoparte. După cum se vede aici, o voi curăța bine cu o cârpă, frumos, bine, bine. Avem aici bucșa nouă, bară, filet -ă, bară filetată cu șaibă. O băgăm pe bucșă. Și uitați de ce am făcut acea gaură. De ce am făcut acea gaură pentru ieșirea la bucșa aceasta. Uitați. Când strângem piulița, să intre bucșa în, în acea bucată de țeavă. Uitați, așa vine în poziția asta. Eu o să o pui invers în poziția asta, pentru că trebuie să intre bucșa, trebuie să intre bucșa mai puțin înăuntru, pentru a-mi da voi la bara filetată să pot să o invers acea bucșă, să sucesc invers acea bucată de țeavă ca să pot să strâng la final. Deci am băgat-o invers, uitați, e băgată cu bucata de țeavă interior pentru a intra puțin bucșa în interior în cadru, în cadru metalic pentru a intra da bucșa puțin și după care o voi schimba invers. Aveți nevoie de o cheie inelară de 19 Deci cheie inelară de 19 pentru a strânge piulița pe bara filetată și începem strângem uh, piulița până intră bocșa puțin în cadru metalic după care uh, vom uh, vom schimba poziția la la presa noastră făcută acasă. Deci este o presă făcută în regim propriu acasă. Pentru bucșe. Bucșele astea de pe spate. La puntea spate. La Opel Corsa mă refer. E motorizare benzină sau diesel. Cred că sunt la fel acele, aceleași punți. Am și o cheie mai mare care să țin contra piulița că până se presează, până se strânge uh, bara giletată, face presiune. Voi ține contra cu o cheie în partea în spate. Strâng, strâng până intră puțin bucșa. După care schimbăm uh, uh, presa invers o să vedeți imediat. Dau și cu rețin. Dau cu spray pe bază de vaselină pe bucșă ca să intre mai ușor. Vă ajută foarte mult la intrarea bucșei pe cadru metalic spray cu vaselină sau dacă aveți puțin ulei să ungeți din când în când bucșa pentru că alunecă mai bine și intră mai bine în acest suport metalic. După cum se vede pe cameră, dacă sunteți atenți, bucșa mea a intrat, a început să intre înăuntru, înspre, înspre cadrul metalic. Mai dau câteva răsuciri la piuliță, după care voi schimba poziția la presă. Rețineți, bara filetată și piulița trebuie neapărat călite, sau dacă aveți o bară filetată de calitate bună, care sunt să nu se strice, și piulița la fel. pentru că e o presiune foarte mare și se poate strica piulița și se învârte în loc și nu mai faceți nicio nu puteți să mai strângeți cu piulița și să intre bucșa la loc. Rețineți lucrul ăsta. Uitați, la mine a intrat bucșa câteva câți, câteva milimetri, câțiva milimetri. Acum, Dau piulița afară. Scot șaiba aia. le scopam două. și presa asta, o țiavă. Uitați. Și o bag invers. Deci a fost băgat așa. Eu o bag invers acum. Cu, cu acea gaură înspre exterior. Uitați. Pun acea șaibă. Piulița și acum voi, voi merge cu, acest, cu, această presă în regim propriu făcută până la final, până intră bucșa la intră, până intră bucșa de tot în cadru metalic. Și acum încep și răsucesc fără, fără, probleme. Mai dați din când în când cu spray vas pe bază de vaselină sau ulei orice ulei de care aveți, că fie ulei ars, fie ulei mineral, ce vor, orice ulei aveți, ea vă ajută foarte mult și intră mai ușor. Încep și strâng fără probleme. Acum nu am treabă. Când mai să învârte bara filetată, mai țin contra cu acea cheie în partea din spate. În restul, în rest merge foarte bine această presă făcută de mine acasă. Rețin, vă recomand să faceți și voi acasă această presă. Nu este greu de făcut, este foarte ușor de făcut. Aveți nevoie de un aparat de sudură, fie pe electroz, fie pe sârmă sau dacă nu aveți să la un vecin vă studiază o bucată de țeavă cu o șaibă mai groasă, mai adică trebuie o șaibă mai groasă, nu subțire, pentru ca să fie o forță de presare aici și se poate îndoi șaiba. Și uitați cum intră, presă, cum intră bucșa mea din ce în ce mai mult. Uitați, foarte, foarte ingenioasă treaba cu această presă făcută în regim propriu acasă. Nu este greu de făcut această presă, simplu, o bară filetată, o pioliță, o bucată de țeavă și două șaibi mai groase, 4-5 mm grosime, depinde. Nu știu cât are exact această șaibă care am pus-o, grosime, dar orice caz e destul de groasă. Uitați, mai am foarte puțin și intră și bucșa mea în cadru metalic. este, se găsește pe internet set de, set de prese, dar este puțin cam scumpă și numai dacă aveți un service, ceva, să schimbați mai multe bușe la mai mulți la mașină, așa să vă convine. Dar așa dacă schimbați la voi acasă în regim propriu bușele la mașină, nu cred că ar garanta să, să vă chinuiți cu... Cu acea trusă de, pre, de, de presie, de bușe. Pentru bușe schimbat, bușe, orice bușe. Asta e în regim propriu, făcut acasă. Nu vă costă nimic. O faceți foarte repede, nu durează mult. Și uitați cum a intrat bușa mea în în acel cadru metalic. recomand să faceți și voi această presă acasă în regimul vostru propriu. Fie că sunteți la țară, fie că sunteți la oraș, vă duceți la cineva, vă studiază o bucată de țeavă cu o șaibă, o șaibă separată, o bară filetată, o găsiți la orice magazin de construcții, o piuliță, le căliți, piulița și cu barele căliți, dacă nu aveți ceva, o bară oțelită și Uitați că Bucșa mi-a intrat în totalitate de 99%. O să mai vă rămână foarte puțin aici, unde vă arăt eu cu degetul. Și uh, o să, dacă aveți un ciocan de cauciuc, să bateți, să bateți, uitați, ciocan de cauciuc, să bateți ușor roată roată și intră singură până la capăt. Și cam atât. Cam asta este bucșa mea, bucșa intrat. A intrat complet în cadru metalic, în puntea din spate. O să-i dau și eu câteva ciocane la bucșă și cam atât. Cu bucșa montată pe punte spate Opel Corsa D. Zăbesc o piulița la presă, o dau afară, presa și cam atât. Bară la final cum a ieșit. Cam atât cu această bucșă finalizată, băgată la locul ei 100%, bătută cu ciocan de cauciuc, ce a mai rămas puțin, câțiva milimetri. Uitați că a venit deja la fața metalului. Asta e bucșa băgată 100% în cadrul metalic. Cam atât cu acest clip. Sper să, că v-a fost de folos. Sper să încercați și voi acasă să faceți. Dați și voi un like, un share mai departe, o distribuire. Nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc multă sănătate să ne vedem cu bine la următoarele clipuri.